Mă îndoiesc că o să găsești vreo cale mai scurtă decât cea aleasă de orci, spuse Aragorn. Își urmăreau acum vrăjmașii în lumina limpede a zilei. Se părea că orcii merseseră întins, cu toată viteza. Din loc în loc, urmăritorii găseau tot felul de lucruri pierdute sau aruncate, pungi de mâncare, coși și resturi de pâine neagră veche, o mantie scurtă sfâșiată, un pantof potcovit, rupt, printre pietre. Cărarea îi ducea spre miază noapte, de-a lungul crestei și, până la urmă, ajunseră la o crăpătură adâncă, săpată în stâncă de un pârâu ce se rostogolea zgomotos la vale. Prin despicătura îngustă cobora o cărăruie, ca un șir de scări, până pe câmpie. La capătul ei, pășiră ciudat de repede pe iarba rohanului care se umfla vălurit, precum o mare verde, până hăt, la poalele eminuilului. Pârâul tumultuos se făcea nevăzut într-o învolburare deasă de brâncuță și plante de apă, iar ei auziră clipocitul prin tunelele verzi, coborând povârnișuri ușoare, spre mlaștinile depărtate din valea scăldătorii enților. Se pare că lăsaseră iarna agățată în dărăt, de colinii. Aici aerul era mai blând, mai cald și ușor înmiresmat, ca și cum s-ar fi stârnit primăvara, iar seva ar fi urcat din nou în frunze și ierburi. Legolas inspira adânc, ca omul care trage prima înghițitură de apă, după o sete nesfârșită, prin pustiuri. Ah! Mirosul reavăn! Exclamă el. E mai bun ca un somn pe cinste. Hai să-i dăm zor. Pe aici picioarele ușoare mai sprinten aleargă, zise Aragorn. Mai iute, poate, ca orice potcoviți cu fiare. Om putea de acum să mai scurtăm distanța. Porniră unul după altul, alergând ca o garice adulmecă mirosuri puternice, cu ochii sclipind de dorință. Drept spre apus, se căsca tăietura hidoasă a pârjolului imens, iscat de marșul greoi al orcilor, iarba suavă a rohanului fusese scrumită și negrită de trecerea lor. Deodată, Aragorn scoase un strigăt și se întoarse într-o parte. Stați! Urlă el! Și nu veniți încă după mine! O luă la fugă spre dreapta, depărtându-se de poteca principală pentru că văzuse urme de pași într-acolo, despărțindu-se de celelalte urmele unor picioare mici, nepotcovite. Dar, nu departe, acestea se încrucișau cu altele orcești, care veneau tot dinspre potecă, din față și din spate, la un moment dat, urmele se întorceau brusc și se pierdeau în pământul răscolit de vrăjmași. Aragorn se aplecă și ridică ceva din iarbă, apoi se întoarse alergând. Da, zise el, e limpede, sunt urmele unui hobbit. Cred că ale lui Pippin. El e mai mic ca Merry. Și ia uitați-vă aici. Ridică ceva ce sclip în soare. Părea o frunză proaspătă de mesteacăn, minunată și ciudată pe câmpia aceea rară urmă de arbori. E paftaua de la o mantie elfească. Strigară într-un glas Legolas și Gimli. Nu cad fără pricină frunzele din Lorien, zise Aragorn. Asta n-a fost pierdută așa, pur și simplu, ci a lăsat-o cineva ca semn pentru cine s-ar întâmpla să treacă pe aici. Cred că Pipin a luat-o la fugă alături cu drumul, tocmai pentru asta. Înseamnă că măcar el mai era în viață atunci, spuse Gimli. Și era teafăr la minte și la trup. Mi-a mai venit inima la loc. N-am făcut drumul de pomană. Să ne dăjduim că n-a plătit prea scump pentru îndrăzneală, zise Legolas. Hai să o pornim mai departe. Mi se rupe inima când mă gândesc la flăcăile achipeș, mânați ca niște dobitoace. Soarele urcă spre amiază, apoi începu să coboare ușor în tării. Din mare se ridicau nori ușor departe, către miază zi, răvășiți apoi în bătaia vântului. Soarele asfințea. În urmă, umbrele creșteau, întinzându-și brațele lungi dinspre răsărit. Gonacii nu slăbeau pasul. Trecuse deja o zi de când se prăpădise Boromir și orcii erau încă departe. Nu se mai zăreau pe întinsul câmpiei. Când îi cuprinseră umbrele nopții, Aragorn se opri. Nu poposiseră decât odată în lungul lor marș de peste zi, ca să-și tragă sufletul, așa că străbătuseră 12 leghe de la peretele de răsărit, de unde porniseră în zori. Și iată-ne, în sfârșit, în fața unei mari nelămuriri, zise el. Oare ar fi bine să ne odihnim peste noapte sau să ne continuăm calea și să ne pierdem voința și vlaga? Dacă nu s-ar odihni și ei, orice au să ne o ia mult înainte, de ne oprim să tragem în pui de somn, spuse Legolas. Dar oare nu-i firesc să-și mai ia și ei un răgaz? Întrebă Gimli. Orcii călătoresc prea rar la vedere, sub lumina soarelui, și, totuși, aceștia așa au făcut, zise Legolas. Sunt sigur că n-au să se odihnească la noapte. Dar dacă mergem pe întuneric, n-o să le putem lua urma, spuse Gimli. Cărarea e dreaptă, noia nici la stânga, nici la dreapta, cel puțin așa mi se arată cât văd cu ochii, zise Legolas. V-aș putea călăuzi pe bâșbuite, în întuneric, ținând-o drept înainte, rosti Aragorn,
dar dacă ne rătăcim sau dacă o iau ei într-o parte, o să pierdem prea mult timp până găsim iar drumul. Și mai e ceva, zise Jimmy. Nu putem vedea decât pe lumină de zi dacă vreo urmă se îndreaptă în altă parte. De o scăpa, cumva, vreun ostatic sau de o fi purtat spre răsărit, să zicem, la râul cel mare, către Mordor, s-ar putea să trecem pe lângă semne fără să ne dăm, vreodată, seama. Așa e, zise Aragorn. Dar dacă tălmăcesc eu bine semnele din dărătul nostru, orice mâinii albe sunt cei mai numeroși, iar ceata întreagă se îndreaptă către Isengard. Drumul pe care îl urmează îmi întărește această presupunere. Și, totuși, ne-am pripit dacă am zice că le-am ști adevărata vrere, interveni Gimli. Dacă mai fuge cineva, în beznă am fi putut trece fără să ne dăm seama pe lângă semnele ce te-au călăuzit spre paftaua aceea. Nu te teme, orci și-au întărit straja de atunci, iar ostaticii sunt și mai istoviți, zise Legolas. N-o să mai fugă nimeni, până n-o pune noi ceva la cale. Cum o să o facem, nu se știe, dar mai întâi trebuie să-i ajungem. Până și eu, gnomul atâtor drumeții, nu cel mai pirpiriu din neamul meu, m-aș cam codi să străbat în fugă tot drumul către Isengard fără maz, spuse Jimmy. Și miercuri până miercuri de inima ghes să purced fără tăgadă, dar acum trebuie să-mi trag o leacă sufletul, ca să o iau mai sănătos, apoi, la goană. Iar dacă tot ne odihnim, atunci nu-i vreme mai nimerită ca noaptea de smoală. V-am spus eu că-i greu de ales, zise Aragorn. Cum să hotărâm? Tu ne ești călăuza, spuse Jimmy, și te pricepi să iei urma vânatului. Tu ai să faci alegerea. Inima mă îndeamnă să o pornim mai departe, zise Legolas. Dar trebuie să ținem unii de alții. Am să-ți urmez vrerea. Lăsați alegerea pe mâini stângace, rosti Aragorn. De când am trecut prin Argonath, am dat greș în toate. Rămase pe gânduri o bună bucată de vreme, cu privirea pierdută în beznă, undeva, între apus și miază noapte. N-o să mergem pe-ntuneric, zise el într-un târziu. După părerea mea, e mai rău dacă ne scapă vreo urmă sau vreun semn. De-ar fi luna destul de luminoasă, ne-ar fi de folos, dar, vai, apune timpuriu și firavă la cel dintâi pătrar. Și în noaptea asta-i, oricum, învăluită în ceață, murmură Gimli. Ce bine ar fi fost să ne dăruiască și nouă Galadriel o rază de lumină, așa cum a făcut cu Frodo. Las că e bine așa. Raza va apărea acolo unde e de trebuință, spuse Aragorn. Isprava e în mâinile lui Frodo. Noi n-avem a face decât o trebșoară fără importanță în vremurile acestea de fapte glorioase. O urmărire vană, poate, din capul locului, pe care alegerea mea n-o face mai bună sau mai rea. Ei bine, am ales. Și acum, să folosim fiecare clipă cum putem mai bine. Se trânge la pământ și a dormit pe dată, căci nu mai pusese geană peste geană din noaptea pe care o petrecuseră sub umbrele stâncii Toibrandir. Înainte de ivirea zorilor pe cer, se trezi și se ridică în capul oaselor. Gimli era încă adâncit în brațele somnului, dar Legolas stătea în picioare, cu privirea pierdută spre miază noapte, în întuneric, dus pe gânduri, tăcut, ca un arbore tânăr în noaptea neclintită. Sunt tare, tare departe, rosti el trist, întorcându-se spre Aragorn. Simt în inima mea că nu s-a odihnit în noaptea asta. Doar o pajură i-ar mai putea întrece acum. Oricum, noi tot o să-i urmăm, ca să ne facem datoria, zise Aragorn. Se aplecă și îl trezi pe gnom. Hai, trebuie să o luăm din loc, spuse el. Le-am cam pierdut urma. Dar e întuneric încă, zise Jimmy. Nici măcar Legolas nu i-ar putea zări de pe culmi, până nu se ivește soarele. Mă tem că nu mai pot fi zăriți nici de pe culmi, nici din câmpii, nici sub soare, nici sub lună, spuse Legolas. Acolo unde privirea dă greș, poate pământul să ne aducă murmuri, rosti Aragorn. Fără îndoială că geme sub tălpile lor spurcate. Se întinse la pământ, lipindu-și urechea de glie. Rămase așa, nemișcat, atât de multă vreme, încât Gimli începu să se întrebe dacă nu cumva își pierduse cunoștința sau nu adormise la loc. Zorii se iviră lucind și, curând, fură învăluiți de o lumină cenușie. Într-un târziu, se ridică și prietenii lui îi văzură chipul, era levet și tras, iar privirea tulburată. Șoapta pământului e slabă și nedeslușită, rosti el. Nimic nu-l străbate până la mile întregi de noi. Pieriți și depărtați sunt pașii vrăjmașilor noștri. Dar tunătoare sunt copitele cailor. Mi se pare că i-am auzit și pe când stăteam întins în somn, tulburându-mi visele, cai la galop, trecând spre soare apune. Acum însă se depărtează parcă mai mult de noi, către miază noapte. Mă întreb ce s-o fi petrecând în ținutul acesta. Să mergem. Și astfel începu ziua a treia. În tot acest lung răstimp cu nor și soare arzător abia deși trăseseră sufletul, când la pas,
când la galop, de parcă nicio istovire nu le-ar fi putut ostoi focul ce-i mistuia. Vorbeau arar. Treceau peste singurătatea nesfârșită, iar mantiile lor elfești se pierdeau pe fundalul câmpilor cu iarbă cenușiu verzuie, nici măcar în lumina răcoroasă a soarelui de amiază nu mulți ar fi fost ochii, fie ei și de elf, care să-i fi deslușit, și aceia doar de foarte aproape. Îi mulțumeau eiți doamnei din Lorien pentru darul ei de lembas, căci puteau mânca din el, prinzând puteri, chiar și în timp ce alergau. Toată ziua, urma vrăjmașului îi călăuzi drept înainte, înspre apus și miază noapte, fără vreo întrerupere, fără vreo abatere. Merseră iar zi de vară până în seară și ajunseră la niște povârnișuri golașe, unde pământul se înălța, umflându-se către linia unor dune joase dinaintea lor. Urma orcilor se pierdea pe măsură ce se curba dinspre miază noapte, căci pământul devenise mai tare, iar iarba mai scurtă. În depărtare, spre stânga, se unduia scăldătoarea inților un fir de argint pe o dușumea înverzită. Nu se zărea nimic mișcând. Aragorn se minuna la tot pasul că nu vedeau nici urmă de om sau de animal. Sălașurile rohirimilor erau, în mare parte, la multe leghe înspre miază zi, sub streașina de arbori a munților albi, ascunși acum în cețuri și în nori. Totuși stăpânii cailor își păstraseră destule herghelii și grajduri înemnet de la răsărit, regiunea de la soare răsarea ținutului, iar păstorii hoinăriseră mult, adăpostindu-se prin corturi, chiar și la vreme de iarnă. Dar acum toate pământurile erau pustii și domnea peste ele o liniște care nu părea deloc prevestitoare de pace. La căderea serii făcură iar popas. Străbătuseră de două ori câte 12 leghe peste câmpiile Rohanului, iar zidul de la Emin Muil se pierduse în umbrele răsăritului. Luna nouă abia licărea pe cerul cețos, cu toate acestea răspândeau geane de lumină, iar stelele erau acoperite de un văl. Mă mustră acum ceva lăuntric pentru orice clipă de odihnă sau de răgaz în căutarea noastră, zise Legolas. Orcii au luat-o la goană, de parcă i-ar fi mânat toate bicele lui Sauron. Mă tem că au ajuns deja în pădure și la colinele întunecate, că trec chiar acum pe sub umbrele arborilor. Gimli scrâșni din dinți. Amar sfârșit pentru nădejdile și trude noastră, spuse el. Poate că ai dreptate în privința nădejdii, dar nu și a trudei, zise Aragorn. Doar n-o să facem, aici, cale întoarsă. Deși sunt vlăguit. Privind arăt, de-a lungul drumului pe care îl străbătuseră, către noaptea ce se aduna la răsărit. Se petrece ceva necurat pe tărâmul acesta. Nu miroase a bine nici liniștea și nici chiar luna asta palidă. Stelele abia licăresc și eu sunt atât de slăbit, cum rare ori mi s-a întâmplat, slăbit, așa cum niciun pribeag n-ar trebui să fie atunci când îi se dă o urmă clară. E o vrere care ne ia nouă iuțeala și o dă vrăjmașului și care pune în fața noastră o barieră nevăzută omoleșeală aciuată mai degrabă în inimă decât în mădulare. Așa e, zise Legolas. Mi-am dat seama de asta de cum am coborât de pe Emin Muil. Căci vrerea aceea nu e în dărătul, ci înaintea noastră. Și întinse mâna, indicând un punct depărtat, dincolo de ținutul Rowan, înspre apusul ce se întuneca sub secera lunii. Saruman, murmură Aragorn, însă n-o să ne facă să dăm bir cu fugiții. Să facem iar popas va trebui, căci, iată, până și luna se prăbușește în norii care se adună. Dar calea noastră-i către miază noapte, printre dealuri și mlaștini, de-ndată ce s-o face iarăși ziua. Ca de obicei, Legolas fu primul în picioare, dacă nu cumva stătuse așa de cu seara. Scularea! Scularea! Strigă el. Zorii sunt purpurii. Ciudate lucruri ne așteaptă la poalele pădurii. Bune, rele nu-mi dau seama, dar ceva ne cheamă. Scularea! Ceilalți săriră în picioare și porniră de îndată la drum. Încet, încet, se iveau zorile. Când mai aveau un ceas până la amiază, ajunseră la povârnișurile înverzite ce se înălțau către crestele golașe, aliniate drept către miază noapte. La picioarele lor, pământul era uscat și iarba scurtă, dar între ei și râul care șerpuia adânc prin desișul de papură și de stuf se așternea o fâșie de nisipuri mișcătoare, lată cam de 10 mile. La apus de povârnișul cel mai sudic, se vedea un rotocol mare, unde iarba fusese strivită și bătucită de o puzderie de tălpi grele. De acolo, urma orcilor o lua către miază noapte, de-a lungul poalelor uscate ale colinelor. Aragorn se opri și cercetă urmele îndeaproape. O vreme, s-au odihnit aici, zise el. Dar până și dâra din afară e deja veche. Mă tem că inima ta adevăr grăita, Legolas, de 3 ori câte 12 ore au trecut, cred eu, de când orcii au stat aici, unde ne aflăm acum. Dacă au ținut pasul, atunci ieri, pe la asfaltul, au ajuns la hotarele Fangornului. Nu văd nimic spre miază noapte și nici spre apus, afară de iarba ce se topește în ceață, spuse Gimli. Oare am zări pădurea, dacă am urcat pe colinii?
E încă foarte departe, zise Aragorn. Din câte mi-amintesc eu, dealurile acestea se întind până la mai bine de 8000 înspre miază noapte și apoi o iau ușor spre apus, către izvoarele scăldătorii enților unde să tot fie vreo 15000 se așterne un ținut nesfârșit. Păi, hai să mergem, rost Gimli. Picioarele mele să nu se mai plângă. De nu mi-ar fi inima atât de grea și ar da și ele mai mult silința. Soarele scăpata când se apropiară, în sfârșit, de capătul colinelor. Mărșăluiseră ore întregi, fără odihnă. Acum mergeau încet, iar Gimli se cocoșase de tot. Tari ca piatra erau gnomii la muncă și la drum, dar cursa asta fără capăt începu să-și spună cuvântul, pe măsură ce nădejdea îi se ofilea în inimă. Aragorn mergea în urma lui întunecat și tăcut, aplecându-se din când în când să cerceteze vreun semn sau vreo urmă de pe pământ. Numai Legolas pășea la fel de ușor ca totdeauna. Picioarele lui abia atingeau vârful ierbii și nu lăsau nicio urmă. Dar, așa cum erau făcuți elfii, găsea resursele necesare și putea să doarmă dacă acesta ar fi cuvântul cel mai potrivit din punctul de vedere al oamenilor, odihnindu-și mintea pe cărările ciudate ale viselor elfești, chiar și când pășea cu ochii deschiși, în lumina acestei lumi. Să urcăm pe colina asta înverzită, zise el. Îi urmară vlăguiți, târându-se pe povărnișul nesfârșit, până ajunseră sus în vârf. Era o măgură rotunjită, golașă ca în palmă și singuratică, în partea extremă de miază noapte a șirului de colinii. Soarele pierise și umbrele serii căzură ca o cortină. Erau singuri într-o lume cenușie, fără formă, fără noimă. Doar între apus și miază noapte, departe, se zărea ceva întunecat în lumina care se stingea, erau munții cețoși și pădurile de la poale. Pe aici nu se vede niciun semn să ne călăuzească, zise Gimli. Așa că va trebui să ne oprim iar și să mai irosim o noapte. S-a lăsat și frigul. Vântul bate dinspre culmea înzăpezită, spuse Aragorn. Și până dimineața o să ajungă la răsărit, zise Legolas. Odihniți-vă, dacă simțiți nevoia. Dar nu vă pierdeți nădejdea. Nu se știe ce ne aduce ziua de mâine. Noaptea e un sfetnic bun. De 3 ori a răsărit soarele de când am pornit hăituiala, dar tot nu ne-am luminat, zise Gimli. Nu ne-am lămurit cu nimic. Noaptea se pogora tot mai răcoroasă. Aragorn și Gimli adormiseră și, de câte ori se trezeau, îl vedeau pe Legolas în picioare, alături de ei, sau plimbându-se de colo-colo, îngânând încetişor pe limba lui, și, pe măsură ce cânta, se aprindeau stelele dalbe pe bolta neagră. Astfel se scurse noaptea. Priviră împreună cum creșteau agale zorile pe cerul acum gol și senin, până ce, la o vreme, se ivi și soarele. Era palid, străveziu. Vântul ajunsese la răsărit și toată ceața se risipise, în jurul lor se întindeau ținuturi mohorâte și nesfârșite în lumina amară. În față și spre răsărit, văzură platourile golașe bântuite de vânt ale Rohanului, pe care le mai zăriseră cândva, de pe malul râului cel mare. Între apus și miază noapte se ridica neclintit întunecatul Codrufangorn, poalele lui umbroase se întindeau pe încă vreo 10 leghe, iar povărnișurile împădurite se pierdeau hăt departe, amestecându-se cu zarea albastră. Undeva îndărăt pâlpâia, ca și cum ar fi plutit pe un nor cenușiu, fruntea albă a vârfului Methedras, ultimul din munții cețoși. Scăldătoarea enților curgea dinspre codru către ei, iute și îngustă acum, despicată de bancuri până în străfunduri. Într-acolo se îndreptau urmele orcilor, venind dinspre colinii. Aragorn își plimbă de câteva ori privirea scrutătoare de-a lungul dârei dintre râu și codru și văzu, departe, înecată în verdeață, o umbră, ca o pată întunecată ce se deplasa cu iuțeală. Se aruncă la pământ și ascultă iar, încordându-se. Alături de el, Legolas desluși însă, ținându-și mâna lungă și fină streașină la ochii lui de elf, că umbrele și petele de culoare nu erau altceva decât o puzdărie de siluete minuscule de călăreți. Vârfurile lâncilor pe care le purtau sclipeau în lumina zorilor, ca niște steluțe de pe tărâmul celălalt. Departe, în dărătul lor, se înălțau rotocoale subțiri de fum cernit. Peste câmpiile goale era atâta liniște, încât Gimli auzea vântul prin iarbă. Călăreți! Strigă Aragorn, sărind în picioare. O mulțime de călăreți pe armăsari iuți care se îndreaptă către noi. Da, zise Legolas, sunt 105. Bălaile este părul și lucitoare, lâncile. Căpetenia lor e foarte înaltă. Aragorn surâse. Ascuțiți mai sunt ochii elfilor, zise el. Ba mai mult, făcu Legolas, pot să-ți spun că sunt cam la 5 leghe de noi. De or fi 5 sau de o fi una, tot aia e, zise Gimli. N-avem cum scăpa de ei, pe tărâmul ăsta pustiu. O fi mai bine să îi așteptăm aici sau să ne continuăm drumul? O să așteptăm, spuse Aragorn. Sunt vlăguit, iar urmărirea noastră, oricum, a cam dat greș.
Sau, hai să zicem, ne-au luat-o alții înainte, pentru că acești călăreți se întorc pe urmele lăsate de orci. S-ar putea să primim vești de la ei. Sau lovituri de lance, adăugă Gimli. Văd trei șei goale, dar nici urmă de hobiți, spuse Legolas. N-am zis că o să primim vești bune, zise Aragorn. Dar cum or fi, bune sau rele, o să așteptăm aici. Cei trei plecară de pe culmea pe care ar fi putut fi ușor zăriți ca o pată pe fundalul cerului palid și coborâră ușor povârnișul dinspre miază noapte. Aproape de poalele colinei se opriră și, după ce se înfășurară în mantii, se așezară grămadă pe iarba pălită. Timpul se scurgea a nevoie, cu caznă. Vântul bătea tăios și iscoditor. Gimli nu se simțea deloc în apele lui. Ce știi despre călăreții ăștia, Aragorn? Întrebă el. Oare nu facem decât să stăm aici și să așteptăm o moarte grabnică? Am fost printre ei, răspunse Aragorn. Sunt mândri și căpoși, dar au inima curată și ies generoși în gând și în faptă, cutezători, dar nu tirani, înțelepți, dar neînvățați, nu scriu cărți, dar cântă mult, la fel cum făceau copiii oamenilor înainte de anii întunecimii. Însă nu mai știu ce s-o fi întâmplat pe aici în ultima vreme și nici ce o fi în mintea rohirimilor acum, când sunt între trădătorul Saruman și amenințarea lui Sauron. Sunt prieteni vechi cu cei din Gondor, deși nu se înrudesc cu ei. E pierdută în negura uitării vremea când orcel tânăr i-a adus din miază noapte și ies mai degrabă neam cu bardingii din ținutul de jos și cu borningii din codru printre care mai pot fi zăriți mulți bărbați înalți și bălai, așa cum sunt călăreții din Rohan. Bine măcar că nu se dau în vânt după orci. Dar Gandalf zicea ceva despre un zvon cum ar plăti tribut ținutului Mordor, interveni Gimli. La fel ca Boromir, nu-i dau crezare, rosti Aragorn. Curând ai să afli adevărul, zise Legolas. S-au apropiat deja foarte mult de noi. La o vreme, până și Gimli a auzit tropotul depărtat al copitelor. Călăreții se abătură din cărare, depărtându-se de râu, și se apropiau acum de Dune. Zburau ca vântul. Câmpia răsuna de glasurile lor puternice și deslușite. Brusc, acestea umplură văzduhul ca un tunet și călărețul din față coti, trecând pe la poalele colinei, călăuzind ceata înapoi, către miază zi, de-a lungul marginii de apus a dunelor. După el o porniră cu toții un șir lung de bărbați înveșmântați în zeil, iuți, strălucitori, la care ți era mai mare dragul să privești. Caii lor erau uriași, puternici și zvelți, cu părul cenușiu, lucitor, cozile lungi fluturau în vânt, iar coamele cădeau împletite pe grumazurile semețe. Oamenii care îi călăreau nu erau nici ei mai prejos, înalți și lungi în picioare, părul cainului le flutura îndărât, pe sub coifurile ușoare, în cozi lungi, unduitoare, chipurile le erau aspre și tăioase. Lâncile parcă nesfârșite din mâinile lor erau din lemn de frasin, scuturi pictate le atârnau la spate și săbii lungi la brâu, iar cămășile din zeil le acopereau genunchii. Galopau doi câte doi, ridicându-se din când în când în șa, scrutând înainte sau împrejur, păreau a nu-i fi zărit pe cei trei străini care stăteau tăcuți și îi priveau. Când se treacă toată ceata, Aragorn se ridică și strigă cu un glas răsunător, ce vești ne aduceți de la miază noapte, călăreților din Rohan? Cu o iuțeală și o îndemânare uluitoare, aceștia își struniră armăsarii, se rotiră în loc și se apropiară amenințător de ei. Curând, cei trei prieteni se treziră în mijlocul unui cerc rotitor de călăreți care se strângea tot mai mult împrejur. Aragorn rămase tăcut în picioare, pe când ceilalți doi ședeau nemișcați, întrebându-se ce întorsătură aveau să ia lucrurile. Deodată, fără vreun ordin spus sau strigat, călăreții se opriră. Își îndreptară puzderia de lănci către ei, câțiva puseră mâna pe săbii, alții își pregătiră săgețile în arcuri. Apoi, cel mai înalt dintre ei se apropie de străini, din coiful lui se înălța, precum o creastă, o coadă albă de cal. Înainta până când vârful lăncii sale se opri la câteva palme de pieptul lui Aragorn. Acesta nici nu tresări. Cine sunteți și ce căutați în ținutul acesta? Întrebă călărețul în limba comună de la soare apune, în felul lui Boromir, omul din Gondor. Mi se spune pas mare, îi răspunse Aragorn. Vin de la miază noapte. Și urmăresc niște orci. Călărețul sări de pe cal. Își încredință lancea unui camarad de-al său care se apropiase și descălecase alături. Își trase sabia și se opri în fața lui Aragorn, privindu-l scrutător, nu fără oarecare uimire. Într-un târziu, vorbi din nou. La început am crezut că voi înși vă sunteți orci, zise el, dar văd că nu-i așa. Pe legea mea, nu prea aveți habar de orci, de ați pornit așa, la vânătoare. Erau iuți, erau mulți. V-ați fi preschimbat din vânători în pradă, dacă i-ați fi ajuns din urmă. E ceva necurat cu tine, pas mare. Își plecă din nou privirea limpede, luminoasă asupra pribeagului.
Ăsta nu-i un nume pe care să-l dai unui om. Ciudate-ți sunt și straiele. Ai răsărit, cumva, din iarbă? Cum de ne-ai scăpat privirii? Ești de neam elfesc? Nu, spuse Aragorn. Numai unul dintre noi e elf, Legolas, din îndepărtatul Codru Întunecat. Dar am trecut prin Lothlorien, așa că avem asupra noastră darurile și ocrotirea Doamnei. Călărețul se uită la ei cu și mai multă uimire, dar privirea ei se năspri. Deci, există o doamnă în Codrul de Aur, așa cum zic poveștile străvechi, rosti el. Se spune că puțin scapă din mrejele ei. Ciudate vremuri mai trăim. Dar, dacă sunteți sub ocrotirea ei, înseamnă că poate și voi sunteți urzitori de mreje sau vrăjitori. Aruncă o privire rece către Jim și Legolas. Voi de ce nu vorbiți, muților? Îi întrebă el răstit. Jim se ridică de jos și se propt pe picioarele rășchirate, își strânse securea în mână și ochii lui negri scăpărară. Spune-mi cine ești, călărețule, și am să-ți spun cine sunt și încă ceva pe deasupra, zise el. Cât despre asta, rost călărețul, plecându-și ochii spre gnom, străinul e cel care s-ar cuveni să se dezvăluie întâi. Și totuși, sunt Eomer, fiul lui Eomund, și mi se spune al treilea marelui al obștei călăreților. Ei bine, atunci, ce ar fi ca tu, Eomer, fiul lui Eomund, al treilea marelui al obștei călăreților, să asculți la Gimli, fiul gnomului Gloin, și să-ți cântărești vorbele necugetate? Îți sare țandăra din orice fleac și numai sărăcia duhului tău ți-ar mai putea scuza purtarea. Ochii lui Eomer scăpărară, iar oamenii din Rowan începură să glăsuiască mânioși, strângând cercul și îndreptându-și lăncile către ei. Cu metre gnom, ți-aș reteza căpățâna cu tot cu barbă de-ai fi o leacă mai răsărit, zise Eomer. Nu-i singur aici, zise Legolas, potrivindu-și cât ai clipi o săgeată în arc. Ți-ai găsit moartea înainte să lovești. Eomer ridică sabia și lucrurile ar fi luat o întorsătură urâtă, dacă Aragorn n-ar fi țâșnit între ei, ridicând mâna. Iertare, Eomer, strigă el. Când ai să afli mai multe, ai să-ți dai seama de ce i-ai mâniat pe prietenii mei. N-avem de gând să facem vreun rău în Rowan și nici vreunei vietăți de acolo, fie el om sau cal. N-ai vrea mai bine ca, înainte să lovești, să ne auzi povestea? Ba da, zise Eomer, lăsându-și sabia în jos. Dar drumeții din obștea călăreților ar face bine să fie mai înțelepți și să lase trufia în vremurile noastre atât de nesigure. Întâi, spune-mi numele tău adevărat. Nu înainte să-mi spui tu în slujba cui te afli, zise Aragorn. Ești prieten sau vrăjmaș cu Sauron, seniorul întunecimii din Mordor? Nu slujesc pe nimeni, afară de cârmuitorul obștii, Theoden, regele din Thengel, îi răspunse Eomer. Nu ne supunem puterii din îndepărtatul Tărâm Negru, dar nici nu suntem încă pe picior de război, și dacă de ei fugiți, ați face bine să părăsiți ținutul acesta. E zarvă mare la toate hotarele noastre și suntem amenințați, dar vrerea nu ni-i decât să fim liberi și să trăim așa cum am făcut-o și până acum, adică să ne vedem de ale noastre, fără să ne punem în slujba niciunui domn străin, bun sau rău. Ne primeam oaspeții cu drag în vremuri mai bune, dar acum suntem iuți și aspri cu veneticii nepoftiți. Hai, spune cine ești și în slujba cui. Cine ți-a poruncit să-i hăituiești pe oriciun ținutul nostru? Nu sunt în slujba nimănui, rost Aragorn, dar i-aș hăitui pe supușii lui Sauron în orice ținut s-ar duce. Puțin sunt printre oamenii muritori cei care știu mai mult ca mine despre orci și nu-i urmăresc doar că așa mi-a venit la socoteală. Orcii aceștia mi-au luat ostatici doi prieteni. Într-o astfel de situație, oricine n-are cal e silit să o ia pe jos și nu se mai gândește să ceară voie, atunci când pornește pe urmele cuiva. Iar socoteala capetelor vrăjmașe nu o mai țin decât cu spada. Că doar sunt și eu înarmat. Aragorn își dădu mantia la o parte și teaca elfească Lucy. Tăișul spadei Andurii lui fulgeră în mână ca o flăcăruie. Elendil, strigă el. Sunt Aragorn, fiul lui Arathorn, și mi se spune Elessar, piatra elfică, Dunadan, moștenitorul fiului lui Isildur Elendil, fiul al Gondorului. Iată sabia ce a fost despicată și făurită iar. Vrei să-mi sari în ajutor sau mi te împotrivești? Alege iute. Gimli și Legolas își privire prietenul lui Iți, căci nu-l mai văzuseră purtându-se astfel până atunci. Părea că se înălțase, în vreme ce Eomer se făcuse mai mic, și zăriră, pe chipul lui însuflețit, imaginea fugară a puterii și maiestății regilor de piatră. O clipă, lui Legolas îi se păru că vede pe fruntea lui Aragorn pâlpind o flacără albă, ca o cunună strălucitoare. Eomer se dădu un pas îndărăt, cu chipul cuprins de venerație, își lăsă privirea mândră în pământ. Pe legea mea că trăim vremuri ciudate, murmură el. Visul și legenda țâșnesc la viață așa, din pământ, din iarbă verde. Spune-mi,
Mărite senior, ce vânt te aduce pe aceste meleaguri? Și ce înțeles au vorbele ți-ntortocheate? De mult Boromir, fiul lui de Nethor, plecata să afle răspuns, iar calul pe care i l-am împrumutat s-a întors fără călăreț. Ce osândă ne aduci de la miază noapte? Osânda alegerii, rosti Aragorn. Poți să-i spui asta lui Theoden, fiul lui Thengel? Războiul stă dinainte și are a alege să fie de partea lui Sauron sau împotriva lui. Nimeni nu mai poate trăi așa cum a făcut-o până acum și, vorba aceea, puțini și vor mai păstra cumpătul. Dar despre aceste treburi însemnate om discuta ceva mai târziu. Dacă oi avea noroc, mă voi înfățișa eu însumi dinaintea regelui. Acum însă sunt la Ananghie și se cer ajutorul, sau măcar niște vești. Ți-am spus că suntem pe urmele unei hoarde de orci care ne-au luat prietenii. Ne poți spune ceva?